Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O pasarelă de pietoni a fost construită peste șoseaua de centura capitalei. Mizeria aia de drum, știți că am tot vorbim despre șoseaua de centura capitalei, au făcut undeva în zona a 1 Chitila, nu știu ce, o pasarelă de pietoni care nu duce nicăieri. N-are scară de coborâre deocamdată. Duce din câmp în câmp, da, și vorba ta n-are nicio scară. Problema e că dacă se montează și scara, dă în calea ferată. Scara de coborâre. Altă distracție. O parte. Da. Adică poate vor să verifice dacă are CFR-ul frâne. Sau poate așa înțelegi de ce nu merg trenurile prea repede în România. Să treacă pietoni. Mai e ceva. Pasarela, ca orice pasarela, are doi piloni. Unul pe o parte, alt pilon pe alilantă parte. Logic, logic, nu? Da, da, da. E cumva logic. Ei sunt de o parte și de cealaltă a șoselei. Sunt niște piloni mari, de beton. Adică dita mai stâlpi de beton. Nu știu dacă sunt de o parte și de cealaltă a șoselei. Da, dar mă rog. Așa e. Sunt pe o parte și un pic a șoselei, că pe unul... E pe o parte a șoselei și celălalt e de-a dreptul în șosea. Da. Ăla este în drum, în șoseaua de centură. Practic, în drum, frate. Și ai zice că nu e bine, nu? Adică, chiar dacă în porțiunea respectivă, ce miracol, sunt două benzi pe sens, nu e bine să pui un stâlp pe o bandă. Nu pare o idee bună, nu? Totuși au făcut asta și oamenii sunt smart, nu cum credem noi, și au rezolvat problema. Deci după ce au pus stâlpul, s-au gândit cum facem noi acum, au pus niște parapeți de beton care ocolesc pilonul. Așa că în locul respectiv șoseaua se îngustează de la două benzi pe sens la una și un pic. Care, mă, că e o bandă și o pistă de bicicletă, de fapt. Și nu am văzut așa ceva. Adică imaginați-vă în viața mea că aveți un drum cu două benzi și la un dat unul din lateral dreapta, cum mergi tu așa normal, se face îngustă și se îngustează tot. Da, se îngustează cât o pistă de bicicletă. Puțin mai mare. De-a făcut doamna Gabi prin București. Da. E o pistă de bicicletă de-aia cum era la mare, știi, bicicletele alea două. Pentru grăsuți. Ca mine, așa. Da, dacă ești mai gras pe bicicletă, te hârjii de pilon. Eu aș încăpea pe pista aia. Băi, este, noi râdem, dar este ceva incredibil. Adi, uite, să punem și noi pe Facebook fotografia. Situația a fost semnalată de pagina Comunității România Fără Gropi și apare pe mai multe site-uri în dimineața asta. Băi, uite, fără grob nu e suficient totuși, că e fără grob, dar cu stâlpi. Știi că au mai fost știri de genul ăsta cu stâlpi de aia de electricitate puși în mijlocul drumului? Sau lăsați? Lăsați. Au făcut drumul și i-au lăsat în mijlocul intersecției. Diferența fiind că acolo s-a reabilitat un drum, da, și nu știu ce, și încă nu apucaseră au rearanjat drumul cumva. Încă nu apucaseră, da, să mute stâlpul de electricitate și urma să-l mute. Instinctul meu de fată mare îmi spune că o parte din aia cred că sunt la locul lor în continuare. Da. Dar nu aici, cred că i-au mutat. Dar aici s-a făcut altfel. Dar aici era un drum normal. Băi, nu, serios. Adică eu n-am școală de specialitate. Dar mă gândesc că poate au avut niște plăci mai micuțe, știi? Dintr-o parte alta a drumului. Da. Și de asta au pus pe distanță mai mică. Deci vă spun, imaginea e uluitoare. Totuși București e, nu, capitala europeană? Una dintre cele mai bogate capitale europene, înțelegem? Avem o mizerie de centură aici și un stâlp în drum, parapeți de beton care îl înconjoară și da, din două benzi se face o bandă și un pic și după aia revine. Hot News a solicitat companiei de drumuri explicații. Purtătorul de cuvânt al CNAIR a spus că situația va fi remediată de urgență. Da, adică, cum să vă spun, pasarea asta nu e construită în jumătate de zi, că nu e ca și cum vine cineva și pune termopane. Mă, acolo se face șantier, înțelegeți? Se toarnă betonul, se așteaptă să prindă betonul, să întărească, să scot cofrajele, să vine cu pasarela șantieristul, să pune pasarela, e pasarela mare. Uh-huh. Adică nu e. Uh-huh. Acum, mă, dar n-a văzut nimeni când s-au apucat. Asta zic. Adică, ok, cineva a făcut proiectul, asta poți să-mi imaginezi, da, nu? Da. Uite, Luca, proiectant, arhitect. Da. S-a apucat de chestia asta și a desenat pasarela. Uh-huh. Mă, dacă când s-au dus la fața locului, inginerii, da, n-au văzut, mă, dacă adică trebuie să punem stâlpul aici ca să funcționeze? Asta mă întreb și n-au pus și ei mâna pe telefon să zică, șeful, da, cum facem? Ca să vedem. Deci purtătorul de cuvânt a zis că situația se remediază și întrebarea e cum se remediază, adică ce fac? Demolează pasarela construită în mod evident aiurea? Nu, se mută axul drumului, astfel încât să se păstreze câte două benzi de circulație pe sens, dar fără să mai existe îngustare. Adică se dă șoseaua mai acana. Ea este șosea dreaptă și la un dat, hâț stânga, hâț dreapta, ca să ocolească pasarela care a fost făcută prea în stânga, înțelegi? Deci, auzi, asta crezi e, dacă nu se dă stâlpul din șosea, se dă șoseaua din stâlp, știi? Adică, practic, stâlpul ăla care era în afara șoselei, ăla, da, bunul, a fost
pus prea departe. Da. Bă, nu știu ce s-a întâmplat acolo, în mod evident este o cugumănie totală. Tot purtătorul de cuvânt al CNAIR a explicat că, și citez, vă rog să fiți atenți, cum a explicat. Deci, spune așa, a existat o necorelare între două proiecte distincte. Modernizarea și lărgirea șoselei de centură și amplasarea unor pasarele pietonale. Ambele proiecte realizate de către firma Maxi Design, dar implementate de constructori diferiți. Am citat. N-are nicio legătură, n-ar trebui. Deci presupun că unul a ținut planurile invers. Sus-o în jos sau ceva. Deci mai avem acest proiect, trebuie să lărgim și când lărgim facem și niște pasarele. Tot designul e făcut de o firmă, angajăm doi constructori. Vine constructorul, băi, șeful, noi trebuie să facem aici o pasarelă. Unde, boss? Uite aici. Aici. Păi e șoșea. Aici e proiectul. Și ne apucăm și construim. Durează câteva luni de zile, cel puțin. Asta în cazul în care merg lucrurile. Da. Mă, nu sună pe nimeni. Băi, nu putem să facem aici, că e drum. Da. S-ar fi temut că dacă sună, da, se anulează lucrarea și nu mai încasează. Și pierd banii. Ți-ai pus problema? Auzi, asta cu modernizarea mă sperie, știi? Că modernizarea a fost și la pasajul Unirii. Da, exact. Toate chestiile astea care țin de modernizare, da, pe mine mă da, ceva nu e în regulă. Dar la pasajul Ghica ăsta pe care îl construiesc acum în București, pasajul Ghica, care se face frumos și după ce îl termină vor trebui să-l spargă peste 2 ani să pună ștâlpii de, să da, pună linie tramvai. Ei știu de pe acum. Deci noi facem, fiți atenți, facem pasajul să fie nou, frumos. Știm deja că în 2 ani trebuie să-l stricăm, că trebuie să punem, dar nu putem să ne oprim acum, adică nu putem să facem nimic. Practic mergem înainte. Da, mă, progresul nu poate fi oprit. Și după aia când se termină, atunci îl sparge să punem șinele de tramvai, că asta e, nu putem să facem nimic, e fatalitate. Vă zic, e simulare pe calculator, nu există. Prostia omenească. Eu îmi creangă ceva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.